Salutare București FM, BFM, noi suntem 98,3, emisiunea în comunitate. Invitată, vă spun de la bun început, puteți să o și vedeți pentru că emisiunea e și video, nu doar audio, bucureștefm.ro, site-ul nostru, Georgiana Roșculeț, psiholog și îndrumător, coordonator la Asociația Salvați Copiii. Discutăm despre un termen pe care o să trebuiască să-l și definim pe parcursul emisiunii, care se cheamă bullying. Să rămână bine venit în emisiune. Bine de v-am găsit, Răzvan. Termenul acesta, vorbeam și cu Vicențiu în mini-dezbaterea despre ce o să urmeze. Termenul acesta e un new entry, el ca termen. Bullying-ul e de când lumea și pământul. Asta e foarte clar. Puțin mai aproape de microfon, da? Sigur. Așa. Nu cred că e vreun copil care, într-un fel sau altul, să nu fi fost implicat într-o activitate de bullying. Bine, acum contează foarte mult și lanțul trofic. Unii au fost cei care l-au predat, în ghilimele, alții au fost cei care l-au suportat. A existat și pătura cea mai mare de mijloc, în care eu mi-amintesc, până la urmă, când eram mic, am fost mereu. Dar asta nu înseamnă că ești inactiv. Până la urmă, pătura de mijloc este locul în care poți supraviețui. Eu așa țin minte. E locul în care, dacă nu ești observat de aia răi din clasă, ești în siguranță. Dacă atenția bătăușilor e îndreptată către Costel sau Ionel și nu către tine, pentru un copil normal e un câștig. El nu poate să-și dea seama, în primul rând, că se întâmplă ceva rău. Primul lucru la care se gândește este că a scăpat. E corect? Pe de o parte, da, trebuie să recunoaștem că, așa cum ai menționat foarte bine, pe de o parte, într-o situație de bullying avem pe de o parte victima, pe de o parte agresorul și acești mulți despre care vorbești, acești martori. Martorii. Care într-o oareșcare măsură se poziționează astfel încât să iasă în afara conflictului. Însă trebuie să vedem că în spatele fiecărui dintre aceste roluri, de fapt, este un copil. Este un copil și atunci când un copil ajunge să fie cel rău, odată când cel mic ajunge să fie cel speriat, lucrurile astea nu sunt sănătoase pentru dezvoltarea lui. Și noi, ca și adulți, avem responsabilitatea față de ei să îndrumăm astfel încât să iasă din situația respectivă. Corect. Dar haideți să mergem puțin să definim efectiv ce înseamnă bullying-ul. Și uite, vreau să te întreb, de fapt, când el încetează sau nu mai poate fi definit ca atare, care ar fi vârsta? Pentru că eu mă gândesc că nu doar la copii se întâmplă această formă de agresiune, să spunem așa, nu neapărat fizică. La copii se întâmplă mult mai des agresiunea fizică. La adulți, pentru că adulții încep să înțeleagă că există niște legi, niște reguli și așa mai departe, există consecințe, ei sunt mai atenți, dar asta nu înseamnă că dispare cu desăvârșire. Eu mă uitam și în grupurile de, nu știu, oameni care stau în cișmigiu și joacă șah sau la colțul străzii și discută despre câte și mai câte. Și acolo întotdeauna este un ciuca bătăi de joc. E întotdeauna o persoană către care se îndreaptă toate ironiile, toate, să spunem așa, răutățile foarte mici. Deci fenomenul ăsta de bullying, de fapt, nu încetează niciodată, indiferent de vârstă. Dar când putem să spunem că e vorba despre adulți și nu mai vorbim de copii? După liceu? După facultate? Cred că păstrăm acel copil care a avut această experiență pentru toată viața, interiorul nostru. Și chiar dacă atunci când suntem maturi, să spunem, se modifică acest proces. Se vede altfel, dar dedesubt e foarte posibil să fie același lucru. Bullying. De asta, bullying. Haideți să vedem ce înseamnă pentru început. Pe de o parte, această agresiune fizică poate să fie la fel de bine și cum este destul de popular acum, mai ales în această era internetului, disemina zvonuri. A spune ceva despre o anumită persoană și apoi a transmite mai departe pe internet. Să ne dăm seama și ce impact au aceste situații pentru tinerii din ziua de astăzi și e important ca ei să fie conștienți că există acest risc și să vadă în ce fel de grupuri intră, să spunem așa. Totodată, atunci când diverse minciuni la adresa persoanei respective. Pur și simplu, nu fără un motiv anumit. De multe ori nu cred că e personal. Ai găsit sau cineva, un copil, găsește un alt copil și abate atenția de la el. Adică era ultimul pe acest lanț trofic și a găsit pe cineva pe care îl poate face ultimul și el devine penultimul. Și scapă de presiune. Ai surprins foarte bine un lucru foarte important. Pe de o parte, cel care la un moment dat a fost victimă, foarte ușor se poate transforma în agresor.
De ce? A învățat foarte bine că nu e bun locul ăla pentru el, nu e sănătos, nu se simte bine acolo. Și încearcă să dea această, să zicem, palmă mai departe. Plătește, dar altuia. Altuia, exact. Și iată un ciclu care pe termen lung poate să fie foarte dezavantajos pentru comunitate, pentru fiecare individ în parte și la nivel social, să nu vedem cum acest lucru poate să degenereze și să aibă un impact la nivelul unei comunități, națiuni și așa mai departe. Adulții sunt de vină, cred că e un pleonasm. Ori spui adulți, ori spui sunt de vină. Când vorbim despre acest subiect, copiii nu cred că vreodată au vreo vină directă sau li se poate reproșa când vorbim despre copii. Uh-huh. La adolescenți ar fi discutabil, pentru că acolo deja se poate vedea, s-au format unele caractere, unele conduite, încep să fie diferențe vizibile. Dar uh-huh. La copii, când vorbești de școala generală, acolo vine modelul de acasă, vine ce a văzut la televizor, cât stă fiecare la calculator, ce jocuri joacă. Dacă unul joacă Tetris și altul joacă jocuri cu săbii ninja, va fi clar după niște ani o diferență în atitudine. Toate aceste lucruri, toate aceste mici cărămizi care sunt puse la temelia dezvoltării unui copil, la un moment dat vor fi și ele vizibile. Acum, tu cunoști mult mai bine toate aceste lucruri. Comparativ cu alte țări, ce nu fac adulții în România, părinții adulți? Pentru început aș spune că mă feresc de cuvântul vină și mai ales de sentimentul de vină, mai ales îndreptat către părinți. Părinții fac exact ceea ce știu mai bine, cu experiența pe care o au, cu bune intenții, exact. Și dacă la un moment dat poate eșuează în a fi de folos sau a fi de ajutor propriului copil, nu întâmplător a ajuns acolo. Știm foarte bine că nu avem o largă informare asupra ceea ce putem să facem ca și părinți. Și în cazul acesta, până și părintele are nevoie de a fi ghidat, de a fi sprijinit în demersul lui de a fi alături de copil. Și în acest caz, când privim cu puțin mai multă empatie și mai multă compasiune, până și părinții care nu reușesc să facă acest lucru, lucrurile e posibil să se schimbe. Pentru că atunci când ți-e bine pe interior și știi ce ai de făcut, nu-ți vine să lovești pe cel de lângă tine. Undeva, într-un anumit sistem, fie că e în comunitate, fie că e la școală, fie în familie, ceva s-a întâmplat astfel încât membrii au ajuns să creadă că cea mai bună atitudine este cea care implică violență. Te rog, spune. Ce aș menționa pentru bullying, de ce folosim acest termen din engleză și nu-l traducem? Pe de o parte, la nivel aproximativ, la traducere aproximativă, ar fi vorba de hărțuire. Însă cu ce este diferit e faptul că se întâmplă pe o perioadă lungă de vreme. Dacă există o situație de hărțuire, ea poate să fie singulară. Bully e bine este când huligan, cam asta ar însemna agresor și pe perioadă și lungă departe, de vreme. Da. Exact, pentru că în felul acesta, cel care este victimă ajunge, dacă poate la început avea o șansă cum să iasă din situația conflictuală, ar fi știut ce să facă, ar fi știut cui să-i ceară sfatul. Ei bine, tot clădindu-se pe această situație de violență în care el este cel defavorizat, să zicem așa, e bine, învață că acolo e locul. E bine, și în cazul acesta, puterea lui, motivația lui de a ieși de acolo și până la urmă suportul, începe să-i fie negat. Uite, Georgiana, vreau să te întreb ceva. Apropo, reamintesc, poate ați venit puțin mai târziu, BFM, București FM, 98,3, emisiunea în comunitate, gazdă Răzvan Ursuleanu, invitată Georgiana Roșculeț, psiholog și coordonator, îndrumător la Asociația Salvați Copiii. Acum, uite, rolul părintelui, comparativ cu perioada înainte de 90, orice părinte are acces la o cantitate uriașă de informații legate de creșterea copilului. Înainte erau, cred că, două cărți, țin eu minte, era Mama și copilul, se scotea în tiraj după tiraj după tiraj, dar era vorba până la urmă de primii câțiva ani, 2, 3, 4 ani, când mai greu cu bullying-ul, de-a învață să meargă. Și mai erau câteva cărți, să spunem așa, de psihologie, noțiuni generale, multe dintre ele traduse de prin țările tot din Est. Acum, și fenomenul exista firește, pentru că atunci era o scuză. Oamenii n-aveau de unde să se informeze, făceau fiecare cum îl tăia capul. Nu preda nimeni această lecție. Acum orice părinte are acces, nu mai are scuza asta. Dom'le, nu știam, nu știu, dar cine să-mi spună? Păi deschide calculatorul. Du-te, treci pe lângă un chioș de ziare din stația de metro și ai să vezi acolo 10.000 de cărți pentru toate etapele vieții, de psihologie, de îndrumare și așa mai departe. Cum să-ți crești copilul? Chiar și când ai timp, în puținele momente în care există proceduri pentru orice. Un părinte nu poate avea, un adult, această scuză că n-am, dar cine să-mi spună mie toate lucrurile acestea? Și asta vreau să te întreb. Existând acest, comparativ cu trecutul, acest volum foarte mare de posibile informații,
S-a schimbat ceva statistic în numărul de hărțuiri din școli, din licee și așa mai departe? Sau cu toate informațiile astea tot la fel e? Din păcate nu avem statistici vis-a-vis de acest aspect, de acest progres, să zicem, sau din, de partea cealaltă, această încetinire. Exact. Pentru că studiul pe care Salvați Copiii l-a făcut în 2016 este plin de acest fel din România. Și astfel că nu avem compara cu el, doar următoarea. Exact. Da. Așa, ce aș vrea să menționez este că, practic, și tocmai în această explozie de informații, pentru părintele care lucrează aproximativ 8-9 ore pe zi, mai are de mers către casă, transport, asigura nevoile de bază, nevoile de bază ale copilului și așa mai departe, în această explozie de informații e foarte greu să găsească informațiile care sunt relevante. Niciun specialist, nimeni nu poate să aducă o rețetă pentru cum să crești propriul copil. Tu îl cunoști cel mai bine, tu ești cel mai aproape de el. Și în cazul acesta, ceea ce poți să vezi pe internet, sunt o serie de recomandări. Dar la modul general, dar pe care tu poți să le treci prin filtrul propriei gândiri, prin experiența pe care o ai cu copilul tău specific. Acel copil, da? Că dacă avem doi, știm foarte bine că sunt foarte diferiți și au nevoi diferite, felul în care cer îndeplinirea nevoilor este foarte diferit și în cazul acesta este important să ne concentrăm atenția pe copil ca fiind o persoană unică și care și împreună cu care construiești o relație. E bine, în toată această avalanșă de informații e foarte greu să mai știi exact ce ai de făcut. Tocmai că sunt atât de multe alternative, ajungem practic să părintele ajunge foarte des să se simtă neputincios. Asta pe de o parte, la nivel informațional, dar pe de altă parte putem să luăm în considerare și faptul că, indiferent câte informații am avea la nivel cognitiv, atunci când te afli în fața copilului și poate explozia emoțională de pe dinăuntru este foarte, foarte intensă și așa, poți să știi o mulțime de lucruri cognitiv că tu reacționezi cam cum îți vine să reacționezi, care este primul impuls. Mama natură, pe de o parte și pe de altă parte învățăm să fim părinți din felul în care am fost noi crescuți ca și copii. Cel mai important model în a fi părinte este preluat chiar de la proprii părinți, pentru că într-o areșcare măsură am stat cu ei față în față acolo, am experimentat multe trăiri, multe metode de a face anumite lucruri care s-au așezat și noi. Astfel putem să vedem pe termen lung, de la generație la generație, un fel de cultură familială. Observăm că sunt anumite practici în fiecare familie și astea sunt mult mai mult împământenite decât orice altă informație am găsit eu acum pe internet. Ce putem să facem și este absolut relevant este... Urmează 6 emisiuni, știi, în care să vorbim despre ce s-ar putea face și probabil ce ar trebui făcut. Un prim aspect este să reflectăm la propriile noastre experiențe de copilărie. Fie că vorbim acum în rolul de părinți, fie că vorbim în rolul de specialiști, fie că suntem chiar cadre didactice sau educatori și așa mai departe. Exact. Atâta timp cât interacționăm cu un copil, este important ca noi să fi trecut printr-un proces de analiză cu noi, care poate să fie făcut în intimitatea casei sau împreună cu specialiști. Crezi că oamenii acum, știi că suntem între noi, crezi că oamenii, adulții, în teorie, firește, orice adult are momentele lui de introspecție în care își aranjează lucrurile în cap. În teorie, practic, de cele mai multe ori, noi adulții amânăm aceste momente cât mai încolo pentru că avem treaba, acum avem lucruri de făcut. Și vreau să întreb legat de tot o comparație între noi și alte țări care au mai mulți pași făcuți în direcția aceasta. În momentul în care într-o țară, nu știu, nordică, acolo sistemul este pentru copil, am văzut, într-adevăr de apreciat. Și principal, fiecare copil, copiii care au nevoi speciale, fiecare are în jurul lui o echipă întreagă de adulți care sunt dedicați acelor nevoi speciale. La noi mai sunt mulți pași. Bun, dar la noi, copiii aceștia, ei dacă au modelul părinților, pur și simplu, și părintele nu are timp, de unde își trage informațiile? Copiii sunt niște bureți. Ei de unde și-au toate aceste informații? Poate să-și construiască bunătatea sau răutatea? Sunt modele din clasă? Dacă acasă nu ai sau acasă ai putea avea, dar cel de acasă nu e atent sau e cu altele, el de unde își adună bagajul pentru viitor? Pe de o parte, până la să zicem, în vârsta de 10, 11, 12 ani, copiii, în funcție de copil, bineînțeles, că iarăși nu aș vrea să merg decât pe modele teoretice, dar bineînțeles nu sunt rigide și nu se aplică tuturor, până atunci copiii își dezvoltă gândirea concretă.
Adică, de exemplu, și pe internet. Dacă au de completat un formular, ei vor scrie, văd că li se cere numele, vor pune numele și așa mai departe, pentru că nu au capacitatea și, cognitiv vorbind, este firesc ca ei să nu aibă capacitatea să prevadă în viitor. Nu trebuie să neglijăm și faptul că nu au experiență de viață. Aici este, să spunem, darul părintelui de a-l transmite într-o formă cât mai cu folos pentru cel mic, cum experiența lui de viață l-a ajutat, ce poate să-i o transmită celui mic, prin povești, poate, prin a-i povesti despre el, prin a se face văzut în fața copilului. Copilul va avea ce să învețe din acest lucru. E bine, e o gândire concretă, dezvoltată, așa că sunt preocupați de lucruri din acestea, imediate. Îl pui să învețe, de multe ori învață. E bine, crescând mai mare, merge și în această perioadă de gândire concretă, el are nevoie de un părinte, un altul mai mare, un cadru didactic care să-i ghideze acești pași. Da, universul se extinde. Exact, deci practic pe vertical. Și distanțele, uh-huh. Vede mai departe, din ce în ce mai departe copilul. Da, și pe de o parte, în felul ăsta el se simte protejat, el se simte în siguranță. Atunci când părintele este cel care preia controlul, pune limite, dar totodată îl și ghidează cu blândețe pentru a învăța. Ei bine, de pe la o anumită vârstă și cunoaștem bine adolescența, așa, începe să devină o provocare copilul în familie, pentru că începe ca atenția lui să nu mai fie îndreptată către cei mai mari, așa, din contră, se duce că... Părintele suferă. Da, bineînțeles că e o schimbare destul de greu de acceptat și să nu... Știi, să știm că este destul colegă de... și mă gândeam la acest moment, bine, slav, cu ajutorul Dumnezeu, să ajungem cu toții la vârste cât mai înaintate. Îmi spunea o colegă care are o fetiță de 8 ani și jumătate, acum aproape 9 ani, îmi spunea, zice, vai ce te invidiez cu fitul ăsta de 2 ani de zile, că tu acum poți să-l iei să-l pupi când vrei tu și nu, zice, la mine fiimea de pe la 7 ani nu mai vrea, adică se dă la o parte, îi se pare cumva la școală, în clasa 1-a, nu vrea să fie văzută cu mămica, cea care stă și o cocoloșește tot timpul, zice, și când după ce adorme, mă duc încet în cameră și atunci zice, o mai pun și eu pe frunte, îi spun noapte bună, dar a dormit deja și cred, mulți părinți firește știu, dar eu încă nu, cred că lucrul acesta te afectează mult de tot, pentru că nu mai este jucărioara ta iubită, știi, pe care să ieși, să o cocoloșești când vrei tu. Deja începe să se mărească, așa cum spuneam, distanțele, apar și alte persoane, exact. Pot apărea alte modele. Și aici devine relevant faptul că pentru ei începe să conteze foarte mult ceea ce spun copiii la școală, ceea ce spun colegii, anturajul și așa mai departe. Dacă e să o luăm evolutiv, sunt foarte justificați pe de o parte, că la un anumit punct plecăm din cuibușorul frumos de familie, în care poate am fost susținuți sau poate n-am fost susținuți, dar știm că am fost iubiți, așa cum fiecare familie știe să-și iubească copiii. Câteodată iubirea poate să arate și mai agresiv, dar pentru că așa știu părinții respectiv, însă în sine un sentiment de siguranță copilul are în familie. Ei bine, pe parcurs are nevoie să plece cu grupul lui, să fie o nouă generație, să-și ia zborul, să zicem așa. Ei bine, pe traseul acesta este adolescența. Când mama natură, dacă e să ne întoarcem la ea, îi îndeamnă pe acești tineri, pe de o parte, să exploreze lumi necunoscute până atunci, să iasă din comunitate. Încep să fâlfâie. Crescut aripile, exact, și exact. Trebuie să vedem cum e cu zborul ăsta. Exact. Și testarea acestui zbor în afara câmpului de familie și așa. Și te duci Nu zborăm doar prin cuib. Exact. Și începem să ne îndepărtăm cât putem de mult. Ei bine, rolul părintelui este să permită această explorare. Explorare, greu. Dar totodată să fie și baza sigură greu. Pentru el. Așa este. Schimbarea este de multe ori foarte rapidă și părintele nu are timp să se adapteze. Însă nu e o surpriză că va veni adolescența la un moment dat. Sunt viteze poți să te diferite. Pregătești din timp. Da, e greu. Suntem convinși și ca și experiență mă întrebam de multe ori în discuțiile cu părinții, ce face ca o relație a unui părinte cu propriul copil ajuns la adolescență să fie stabilă și apropiată față de alții care percep transformarea aceasta a copilului din casă ca fiind una foarte negativă și privesc cu teamă înspre ea, chiar dacă copilul are doar un an, poate, sau doi. Și o iau personal. Copilul nu face nimic împotriva ta atunci ca și părinte. El atunci are nevoie de tine să-l susții ca să exploreze și să se simtă în siguranță să se întoarcă acasă. Noi avem un centru de consiliere de informare și consiliere la Salvați Copii. Chiar vreau să te întreb la următoarea întrebare. Te-am prezentat în debutul emisiunii Psiholog și Îndrumător. Să vorbim puțin și despre asociația Salvați Copii. Salvați Copii, mă gândeam la această sintagmă. La modul general, sunt atâtea lucruri prin care copiii ar putea să fie salvați. Exact. Nu doar
lucruri fizice sau psihice. Și dacă dai o carte unui copil și altul nu are acea carte, copilul cu cartea este salvat dintr-un anumit punct de vedere. Și salvarea aceasta se va reflecta și în viață mai târziu. Să vorbești despre asociație și de asemenea, că e foarte important, până la urmă, în primul rând, contează invitatul din studio. Cum ai ales calea asta? De ce mergi pe acest drum? Și nu pe altul. Puteți să te faci aviator, de exemplu, sau un politic. Și iată că ai ales să fii psiholog și să ajuți copiii. Organizația Salvați Copiii, adevărul este că da, sunt multe direcții prin care poți interveni în beneficiul copilului. E bine, la Salvați Copiii noi ne adresăm foarte mult pe drepturi, mergem pe drepturile lor. Până la o anumită vârstă, 6-7 ani, poți să vorbești despre protecția copilului. Ulterior, e important să începi să-i dai și resurse, astfel încât el să le folosească pentru cine va deveni. Și cam asta facem la Salvați Copiii. Suntem mulți, avem foarte multe filiale în țară, în 13 orașe. Și voluntariat? Activ. Și voluntariat. Avem o experiență foarte bogată pe voluntariat și ținem aproape tinerii adolescenți care vor o alternativă, oareșcum, sau să zicem, o completare a educației formale prin activitate non-formală. Și sunt și coordonator de voluntari și cu foarte bucuros sunt atunci când văd tineri de 15-16 ani, care aleg să-și investească timpul lucrând pentru comunitate, pentru alți copii. Și e o bucurie și o satisfacție fascinantă când îi vedem în clasa a noua, așa, când vin la training și sunt timizi, nu sunt tocmai în largul lor și așa, tocmai învață. Dar le și place că pot timp... lua decizii exact. Și sunt implicați. Ținem foarte mult la etica în domeniul voluntariatului, pentru că fiind, să zicem, un domeniu nou reglementat, să zicem, mai degrabă. Prima legere a voluntariatului a apărut acum în forma în care este utilă pentru organizații și pentru cei care aleg să fie voluntari, a fost aprobată în 2014. Da. Așa, și este foarte important să construim în jurul capacității și abilităților voluntarilor. Noi, ca și organizație, avem o serie de obiective pe care le propunem prin anumite proiecte, iar ei sunt invitați. Care sunt prioritățile? Să vorbim puțin despre această asociație. Sigur. Tocmai de aceea spuneam că Salvați Copiii sună nemaipomenit în primul rând ca principiu, din orice punct de vedere. Dar sunt convins că există niște lucruri prioritare, unele mai grave decât altele și probabil că vă axați pe ele în primul rând. Sigur că da. Cel mai important proiect al organizației noastre și care într-adevăr salvează vieții este acel adresat dotării maternităților. Sunt foarte multe situații în care copiii... Să folosiți materialul Igni, fuge, vă rog eu mult. Da, așa și dotarea cu incubatoare. Situația tragică din România este că în continuare se nasc copii care prematuri, care vor să fie salvați și datorită faptului că nu există echipamente sau din cauza faptului că nu există echipamente în maternități, aceștia ajung să își piardă viața. Ocupam un loc rușinos în acest top. Alt clasament în care suntem la retrogradare? Da, și nu suntem pe primul loc la capitolul mortalității infantile și acest lucru este de-a drept îngrijorător. Fapt pentru care toate campaniile noastre de fundraising, de strângere de fonduri, se duc către acest program. Da. Inclusiv 2%, cel în care suntem acum în perioadă de colectare a diverselor formulare, din partea celor care doresc să se alăture de mersului nostru. Până acum au fost dotate peste 65 de maternități cu echipamente. Da, în urma inițiativei voastre și proiectelor voastre. Da, și se fac pași pentru integrarea acestor lucruri în directivele guvernului, să zicem așa. Colaborați dar până când ajungem acolo, mai asociații trează. Similare din alte țări? Sigur că da, ca și organizația Salvați Copiii, suntem membru în Save the Children International. Este o organizație care implementează proiecte de educație, sănătate și așa mai departe în 120 de țări. Asta ar fi la nivel mondial. Bun. Mai da, sunt într-adevăr. Și bineînțeles, sunt unele programe care sunt firești să apară și în țara noastră venite dinspre Save the Children International, dar totodată plecăm de la realitățile țării noastre și încercăm să intervenim acolo unde identificăm o nevoie prioritară. Și exact acest fenomen de bullying, el nu poate, de multe ori nu poate să fie cercetat ușor. De ce? Pentru că se întâmplă în spatele, să zicem, în afara ochilor vigilenței ai profesorilor sau ai
părinților. Și în prezența unui adult, mi-am uitat și se, eu, copiii se opresc. Se opresc. Din contră își schimbă rolurile. Da, l-arată pe cel care e victimă axiomatic, îl arată ca pe un protejat al lor. El este sigur prietenul nostru, doar să ieșiți pe ușă, stimate adult, să vedeți cât de prieteni suntem cu el. Și asta face și mai înfricoșătoare acea situație a copilului care trece prin această experiență. Și repet, oricare dintre copii ar fi și agresorul suferă în momentul respectiv și victima, în primul rând, și martorii. Uite, mă întorc la ce spuneam mai devreme apropo de asta, deci în alte țări occidentale, ca și noi, în momentul în care există o astfel de situație la școală, profesorul sau dirigintele, cum se numește acolo, cheamă firește părinții tuturor celor implicați și se poartă o discuție. În urma acelei discuții, cei mai mulți dintre părinți știu exact ce au de făcut. Poate n-au fost atenți, poate n-au observat și fiecare dintre ei repară acasă ușor, ușor toate aceste lucruri. La noi, prin comparație, în primul rând există, primul pas, vreo astfel de discuție, dacă la școală se observă o astfel de întâmplare repetată, există, nu știu statistic procentual, dar din ce știi tu, momente în care se strâng părinții, sunt aduși copiii, li se explică, există și o continuare sau pur și simplu școlii, am văzut și astfel de cazuri, unei școli anumite, nu-i convine prea mult să răzbată public astfel de informații, pentru că avem și noi școala o linie, o ținută, o imagine și dacă se poate să redăm cât mai înapoi aceste evenimente și să nu știe nimeni. Ne dorim o schimbare pe termenul și reală, durabilă, e nevoie să intervenim asupra echipării cu informații sau poate dezvoltării de abilități în rândul cadrelor didactice. Până la urmă, acela este un mediu în care, chiar dacă există un termen oficial și teoretic în regulamentul de ordine interioară al fiecărei școli, ar trebui să existe măsuri care prevăd acest lucru. Există. Și cu siguranță există. Totodată, este esențial să fie o persoană care se ocupă la nivelul respectiv, în comunitatea respectivă de profesori, în instituția respectivă, cineva care se ocupă de situațiile de abuz și de reclamațiile de acest fel. Rolul acestui ar fi acela de a facilita. Ce s-a întâmplat acolo? E un mecanic de situații. Să spun, da, și care, pe de o parte, ar putea să intervină atât pentru cadrele didactice, pentru că atunci, ca și profesori, e important să fii oareșcum echipat, să știi ce să faci, pentru că de multe ori te ia și pe tine pe sus, dacă ar fi să formulăm în termenii profesorilor, pentru că situația ajunge la urechile unui adult când deja a degenerat foarte, foarte mult. Și, din păcate, rămâne de foarte multe ori adultul să recunoaște lucrul acesta, prima măsură este șcârpește copilul, cum se spune, nu trece neapărat la proceduri sistematice. Ne bucurăm să știm că nu mai există acest lucru și simțim un progres din foarte multe puncte de vedere. În școală nu mai... Mai sunt cazuri. Mai sunt cazuri, bineînțeles, dar avem instrument... Cazuri, le observăm ca pe cazuri. Și avem copiii au instrumentul în buzunar, așa să zicem, să elimine astfel de situații. Până la urmă e dreptul lor să se simtă în siguranță. Și dacă nu se simt în siguranță nici la școală, atunci cum? Ce putem să le cerem pentru adulții ce vor fi? Te cheamă vreodată pe tine sau pe colegi, colege de la asociație? Sunteți chemați vreodată la astfel de discuții ulterioare un eveniment? Sau se încearcă doar la nivel de școală, părinții, copiii și atât? Noi ne arătăm întreaga disponibilitate de a interveni în astfel de situații, mai ales cu sfaturi sau cu recomandări pe care le putem adresa unui adult. Nu facem intervenție propriu-zisă, însă avem o linie de informare și consiliere, de data aceasta la care pot apela, dar nu pentru situațiile de bullying, ci pentru fenomenele care au loc pe internet. Pot apela, apelează? Da, da. Avem în cei 6 ani, să zicem, de linie activă, cam 6.600 de cazuri, pe de o parte 4.500 pentru această linie de informare și consiliere și alte 2.000 de cazuri pe raportarea conținutului ilegal de pe internet. Înainte de a veni de emisiunea, mi-am amintit de un caz, bine, celebru, e emblematic, al Amandei Todd, nu știu dacă... Nu-mi o puștoaică de 14-15 ani, dintr-o altă țară, care... pe acest lanț trofic stabilit de copii după criteriile lor era ultima, nu a reușit să iasă de acolo și într-un final n-a mai putut rezista și nu mai e printre noi. Exemplu acela al Amandei tot puteți să-l căutați dacă vreți. Este concludent pentru că într-adevăr de cele mai multe ori lucrurile se aranjează de la sine. Aș spune și din fericire și din păcate. Din fericire pentru că nu se termină
grav cu adevărat ca în cazul acesta, decât foarte puține situații, din nefericire, pentru că în primul rând e responsabilitatea adulților și nu să-i lăsăm pe copii să se bată între ei că le trece. Dar tocmai prezența unor astfel de cazuri foarte grave trebuie să ne facă pe noi toți implicați în astfel de proiecte sau pur și simplu părinți sau martori să facem ceva. Mai mult decât să nu facem nimic. Cât de puțin înseamnă enorm. Asta e un caz de studiu al Amandei Toci. O să vă invit, dragi prieteni, când aveți timp să-l parcurgeți puțin. Ea a dat toate semnalele către adulți. Există și un filmuleț postat de ea pe internet înainte să-și ia zilele, în care pe niște cartonașe, fără să spună nimic, și-a scris, de fapt, povestea întregii ei scurte vieți. Ce îi se întâmplă, cum e marginalizată, cum este tratată, nu are niciun prieten, nu are niciun sprijin, ea nu găsea niciun sprijin. Degeaba în jurul tău există entități care afirmă că te sprijină. Dacă tu, copil, nu vezi niciun prieten, înseamnă că ele nu-și fac treaba cum trebuie. Trebuie să le și perceapă ca atare. Cazurile acestea foarte grave, paradoxal, sunt bune tocmai pentru că îi face pe adult să se scoare din scaune și să facă câte ceva. Este trist că este nevoie să ajungem la cazuri atât de grave ca să ne dezmeticim, să zicem așa. Lucrul ăsta se întâmplă, dar de multe ori, poate și fiecare dintre noi am trecut printr-o astfel de experiență, am văzut, am fost în prezența unei astfel de situații, iar cu trecerea anilor ajungem să desconsiderăm importanța sau impactul pe care l-a avut la momentul respectiv. Cumva și... Exact. Asta e și o apărare a noastră, ca să trecem peste situațiile dificile. De multe ori folosim umorul, folosim ignorarea sau poate chiar pur și simplu le ștergem cu totul din memoria noastră, ca și când n-ar fi existat acolo. E bine, asta este mintea de adult care a găsit deja strategii. Pentru copilul care experimentează asta, lucrurile nu sunt așa de ușoare, pentru că părerea celui de lângă tine ajunge să fie esențială ca viața. Așa. Și dacă e să ne uităm o evolutivă, avei nevoie de tot grupul acela și să a fi primit într-un grup, pentru că altfel erai separat de turmă, să zicem, de comunitate și apoi erai cel mai vulnerabil. Deci, până și natura aceasta din noi ne îndeamnă să ne alăturăm unui grup. În momentul în care un adolescent nu poate să facă parte dintr-un grup, din contră este respins, ajunge să-și schimbe foarte mult viziunea despre propria persoană, despre ceilalți, încrederea cu ceilalți și totodată credința despre viață. Și crede merită că sau nu merită el trăită. Bineînțeles. Începe să creadă că el e vinovatul. Asta este unul dintre simptomele oricăruia dintre... dintre persoanele care au trecut prin experiența de bullying, pentru că ți se spune de atât de multe ori lucruri atât de devalorizante despre tine, de mai multe persoane, că ajungi să crezi că aia e realitatea și aia e realitatea cu care te trăiești în fiecare zi. E de nevoie de foarte mult curaj să ieși din locul respectiv de unul singur. Din acest motiv menționez că este absolut esențial ca părintele sau cadrele didactice, că ei sunt cei mai apropiați copiilor, să intervină oamenii la mari. Momentul. Oamenii mari. Așa. Dar cu cât ești mai asumat ca rol, cu atât vei avea mai multe șanse. Dar haideți să vedem puțin despre, pentru fiecare grup țintă, ce ar putea să facă. Ce ar putea să facă o victimă într-o astfel de situație. În primul rând, chiar dacă este greu să spună adult. Cuiva unui adult în care are încredere și poate dacă nu care reușește cu părintele, profesor, dar cineva, exact, cineva. Decât să țină în el și să adune această presiune uriașă, exact. Care pentru un copil este într-adevăr uriașă. Așa este și mai, unei și mai e o diferență. În momentul în care tu vorbești, indiferent dintre noi, atunci când ne punem gândurile într-o formă coerentă, ca să poată fi transmisă prin limbaj, încerci să dai și tu sens. Și de eliberare a energiei negative. Exact. Și mai auzi un altul de partea cealaltă care poate să te susțină și să simți că ai pe cineva alături. Și atât mai există și alții. Exact. E foarte îngrijorător. Am fost voluntar la Salvați Copiii pentru o scurtă perioadă de vreme, apoi am fost angajată pe rolul de consilier, chiar în această linie de consiliere de care vorbeam, control ajutor. Așa. Și una dintre situațiile care mi erau cel mai greu de gestionat așa pe de o parte, erau tristețea pe care o simțeam atunci când un copil, chiar dacă trecea prin situații extraordinar de neplăcute în mediul online, li se făceau conturi false, erau discreditați în fața întregii școli, erau trimise poze cu ei către cadrele didactice și așa mai departe. Niște umiliri fascinante. Și frica lor, chiar și în aceste condiții, era să nu afle părinții. În momentul acela... Frumoasă răturare de termen, dar vreau să spun că într-adevăr e foarte și foarte sugestivă. Așa este, sunt umiliri fascinante, dar fascinante din punctul de vedere al analizei unui adult. Pentru că de cele mai multe ori imaginația copiilor, deși în teoria trebuie să fie altfel, invers, adulții să o aibă,
imaginația copiilor este fascinantă. Și în rău și în bine. Da, sunt umiliri într-adevăr fascinante. Și tocmai acest lucru, cum bine precizai, au nevoie ca această energie, această creativitate specifică fiecărui copil, fiecărui adolescent să fie ghidată într-un fel sau altul. Cam asta încercăm să facem prin voluntariat. Știm că sunt creativi, știm că sunt foarte valoroși, știu că au o mulțime de energie pentru a mișca lucrurile, că până la urmă de aici vine multă viață, să zicem așa. Și atâta timp cât le pui într-un context social care să fie cu folos și pe de o parte pentru comunitate și pentru ei ca și valoare personală, credem că putem să facem un lucru bun cu toate astea. Și avem peste 4.000 de exemple de tineri care au ales să-și ghideze așa timpul. Și mulți dintre ei... Nu te-am întrebat, dar e bună întrebare dacă aș fi adresat-o și ai dat un răspuns. Și unii dintre ei chiar au fost victime sau agresori, sigur că asta da. Aveam câteodată tineri adolescenți care spuneau, Geo, eu m-am plictisit să tohecuiesc așa la scală mică, m-am hotărât să vin de partea ta și hai să ajutăm, să facem ceva frumos, că uite, îmi pot să folosi informațiile sau ce am învățat eu ca hacker, să le spun altora cum să ferească. Am fost boxer o viață, acum mă fac ca antrenor, am înțeles, sistemul mă fac ca antrenor de sparring partners. Am înțeles. Cam așa sunt. Dar mititeii noștri, credem, n-au apucat să experimenteze foarte mult în asta și dacă ei au făcut această schimbare la o vârstă potrivită, credem că pe termen lung ar putea să investească toată acea inteligență într-un mod în care să fie mai folositor. Asta ar fi despre victimă. Să știi că n-am uitat întrebarea despre tine, da? Pașii pe care ai făcut tu pentru a ajunge să faci aceste lucruri. Emisiunea trece repede de tot. Vreau să spun două lucruri. În primul rând, să-i mulțumesc colegii mele, Cristina Toma, pentru că ea a facilitat prezența ta în studio. Și tot Cristinei, pentru că a realizat un interviu despre bullying-ul la care sunt supuși copiii lor, fie de către colegi de clasă sau de alți copii. Părinții află de cele mai multe ori din filmulețe postate pe internet, de obicei de către agresori, exact ce discutam noi. Aceștia, din urmă, doresc să se laude cu fapta lor de vitejie, filmează bătaia și apoi o postează pe internet. Vlad Ștefan, domnia sa, este prezent în interviu, realizat, cum spunea, de Cristina Toma, președintele Consiliului Național al Elevilor în municipiul București. Ascultăm, după care o să te rog să răspunzi despre pașii pe care ai făcut tu și, bineînțeles, dacă te întreb și dacă ai fost luat agresor sau victimă atunci când erai copil și adolescent. Suntem și noi conștienți de aceste probleme. Evident, nevoia de afirmare fără o dublare a educației poate fi de foarte multe ori dezastroasă. Suntem conștienți că în ultimul timp au apărut astfel de filmulețe tot mai des în spațiul virtual. Ce putem face noi este să încercăm să promovăm tot ce ține de combaterea violenței în spațiul școlii și mai putem interveni atâta timp cât bătaia respectivă, ceata sau actul de violență se întâmplă în spațiul școlii, cum a fost și ultimul caz apărut în presă la un liceu din județul Timiș. Colegii mei de la Timiș au cerut mutarea disciplinară a agresorului. Însă atâta timp cât foarte multe din filmulețe se întâmplă în afara spațiului școlii, noi nu putem face absolut nimic. Acolo a trebuit să se autosesizeze organele competente care ar putea să soluționeze cazul și, bineînțeles, familiile care ar trebui să acorde protecție și educație copilor lor. Te vorbiți cu psihologul școlii despre ce li se întâmplă și aici mă refer la copilul victimă, pentru că de obicei victima este amenințată că dacă spui, nu știu ce o să ți se întâmple și mai rău. Problema care este nu se pune dacă avem curajul, ci dacă avem psiholog școlar, pentru că, din păcate, în România, cu toții știm problema inexistenței sau faptul că sunt foarte rari acești psihologi școlari. Am avut nenumărate demers la Ministerul Educației prin care le solicitam realocare de psihologi în spațiile școlare. La momentul actual avem un psiholog la 800 de elevi și oricât de deschiși ar fi elevii sau oricât de binevoitor ar fi psihologul, nu poate un singur om să soluționeze toate problemele a 800 de elevi. Deci cred că aici trebuie să facă și sistemul un pas către ajutorarea elevilor. Credem că ministerul ar trebui să ia măsuri pentru a angaja din ce în ce mai mulți psihologi care să fie deschiși și să nu aibă neapărat statutul de profesor în școală, dacă le se acorde asistența psihologică fiecărui elev care se simte inconfortabil la un moment dat. Pentru că de multe ori mă gândesc că și acei agresori la rândul lor pot să fie victime ale unor violențe. Actul de violență este ciclic și știm cu toți
clasică denotă și foarte multă lipsă de educație și din păcate observăm cu și noi faptul că de foarte multe ori nici familiile nu se implică în educația copilor, pentru că nici școala, vă dați seama că nu poate să insufle aceste valori și principii la o vârstă atât de înaintată cum sunt la vârsta adolescenței, dacă nici familia n-a făcut acest lucru din primii ani de viață. București FM, BFM 98,3, emisiunea în comunitate, gazdă Răzvan Ursuleanu, plecăciune, dragi prieteni, invitată Georgiana Roșculeț, plecăciune, dragă Georgiana, psiholog și îndrumător la Asociația Salvați Copiii, cum de psiholog, cum de îndrumător, la Asociația Salvați Copiii deja am aflat de ce și pentru că ne apropiem de final, ultima secțiune din emisiune, vorbim concret despre ce pot face toate aceste trei categorii principale, victima, agresorul și categoria cea mai importantă și cea mai inactivă, din păcate, martorii. Despre tine, la rubrica Despre tine. Mereu mi-a plăcut să stau alături de copii. Cred că am știut asta oareși când eram foarte mică. La început, cred că mi-am petrecut timpul cu cei mai mici decât mine de prin zonă, sunt din Bușteni. Așa, ulterior am început să am rolul de coordonator de clasă sau diverse roluri de genul acesta. Se și mai mi-a plăcut. Braga acolo mai e sau n-ai mai trecut? Braga, nu. Era unul dintre ultimele locuri din România unde se mai vindea Braga. Care este? Băutura e o băutură foarte, n-aș spune bună, depinde pentru fiecare, foarte ciudată. Era unul din locurile puține rămase în țară, era în Bușteni, dar probabil că nu mai. Uite, o să mă interesez. Așa, spune. Și ți-a plăcut foarte să fii în preajma copilului? Rolul acesta și, pe de altă parte, și rolul de a ghida experiența cuiva. Pentru că mi-aduc aminte când aș fi vrut să investesc undeva un soi de direcție, unde să pot să-mi pun toată energia și toate lucrurile pe care le gândeam să le visam. Așa, și n-am avut foarte multe opțiuni de voluntaria, să zicem așa. Iar apoi când am ajuns să lucrez cu tinerii, pentru început am fost voluntar, ulterior am avut rolul acesta de consilier și am avut suficient de mult spațiu, astfel încât să identific niște nevoi foarte reale. Erai unul dintre martori în școala generală? Nu foarte des erau situații de genul ăsta, nu mai mi-aduc aminte. Ceea în care mi-aduc foarte bine aminte era atunci când venea zăpada, așa, atunci toate fetele practic deveneau aproape victime, aproape toate, așa, și aia era o experiență de care nu îmi plăcea deloc. Apoi, cred că am preluat un pic o urmă de agresor, așa, în care am mai tare bulgării decât fetele. Da, și nu era deloc plăcut, așa. Apoi țin minte că m-am întărit așa, oareși cum să fiu sigură că nu mai experimentez lucruri de genul ăsta, dar în jurul fenomenului acesta de hărțuire, de violență, mereu am fost foarte sensibilă. Și îmi doream foarte mult să iau apărarea celor care treceau prin asta și de multe ori îmi dau seama că în tendința aceasta de multe ori mă puneam în pericol. Acum am o viziune mult mai de deasupra, să zic, asupra situațiilor de genul ăsta și vreau să fiu alături de tineri, indiferent în ce rol aș fi, pentru că îmi dau seama că nu întâmplător ajungi acolo și chiar e nevoie ca cineva să te asculte și ulterior tu singur să dai sens experienței tale și să găsești o cale prin care să poți să rezolvi probleme. Ce recomanzi categoriei cele mai numeroase? Uh-huh. Și anume cei care cărora li se întâmplă să vadă astfel de lucruri. Nu sunt implicați, nu sunt victime, nu sunt nici agresori, dar nici nu se raliază cu agresorii, nici nu ajută victima. Uh-huh. Ei văd lucrul acesta, unii râd, unii se dau mai în spate câțiva pași, să treacă momentul și să nu fie afectați. Ce le recomandam în primul rând? Ce pot face ei sau părinții lor? Cred că pe de o parte, ceva, un pas, prim pas și greu, este să recunoască că le e și lor frică. Fie să nu fie în locul victimei, fie ce va păți el dacă agresorul își va îndrepta atenția asupra lui. Știm că nu e ușor locul acesta și trebuie foarte mult curaj să iei atitudine. A lua atitudine nu înseamnă a te băga în mijlocul situației respective, pentru că dacă un alt coleg de-al tău își ia bătaie acolo sau are ceva, e foarte ușor să piști tu pe locul lui. În schimb, caută să te apropii de victima respectivă. Tu ești cel care ai putea să-i dai o șansă ca ea să simtă că nu e singură în lumea asta și că are pe cineva aproape. Pot face copiii lucrul ăsta? Pot să facă lucrul ăsta, pentru că dacă martorii sunt cei mai numeroși, așa cum bine precizai, Răzvan, și dacă ei aleg să-și pună toată energia aceea de grup și să nu valideze și, din contră, să respingă
comportamentul, nu persoana, nu agresorul, așa, să respingă acel comportament violent al agresorului. Atunci cred că balanța se poate victima, o victimă de imagine, își pierde toată credibilitatea, da, forța și își dă seama într-un final că modul de a procedera cu totul și cu totul greșit. Da, de multe ori agresorul are nevoie și el de conectare cu ceilalți. E o victimă și el. Este și el o victimă. De fapt, vrei să spun ceva și, dragi prieteni, cum văd eu lucrurile, dacă te tu rog să mă corectezi. Nu, cred nu că sunt în măsură să fac. Victima principală este, în primul rând, agresorul. Pentru că toți acești oameni, perioada lor de glorie, eu amintesc că am făcut armata. Uh-huh. Acum sute de ani. Perioada de glorie a acestor oameni este reprezentată de cei câțiva ani de școală, uh-huh, și de eventual de liceu. Acolo unde sunt, în prim plan, toată lumea vrea să fie ca ei, toată lumea râde de nărzii clasei și vor să fie majoreta numărul 1 și așa mai departe. Armata era și ea în România, din păcate, o secțiune separată unde venea caporalul Costel, care venea prima oară cu trenul în viața lui, ajungea în armată, primea un grad și făcea ce vroia el la propriu, timp de un an de zile cu niște alți soldați care nu aveau tresele pe umăr. După ce se încheie aceste perioade, oamenii aceia de cele mai multe ori, și asta chiar statistic, ajung niciunde. Niciunde chiar în cazul bun. În cazul rău ajung în unele locuri din care doresc să scape, probabil cu diverse ordonanțe. Dar perioada lor de glorie se duce, glorie în ghilimele. Tocmai de aceea ei sunt victime, pentru că își folosesc toate energiile pentru a pune victimele la colț în acești ani, școală, liceu și așa mai departe. Câștigă credibilitate, lumea după aceea se va depărta de ei tocmai pentru aceste lucruri și nu-și dau seama că ceea ce construiesc ei e fals. Mm-hmm. Foarte, foarte fain ai precizat asta și faptul că de multe ori e lumea, această lume, acest grup social este cel care valorifică într-un fel sau altul. Mă bucur dacă exemplu este așa, dacă după 20-21 de ani societatea s-a reglat în așa fel încât aceștia să nu mai aibă spațiu în care să se prezinte în felul acela. M-aș întoarce la faptul că sunt victime și totuși că un copil nu are el în sine răutatea aia. E mai degrabă caracteristica pe care poate încărcătura emoțională a adultului îl face să vadă copilul ca fiind un terorist mic care face numai rău și ceva împotriva celorlalți. Sunt așa. Impulsuri legate de situații, copiii, așa. Cred că nu sunt buni, uh-huh, sau răi neapărat prin definiție structurală. Exact. Și pe de altă parte, unii dintre ei au învățat abuz. Au învățat abuz în familie. Nu, să nu uităm că 63% dintre părinți încă sunt în locul în care cred că pedeapsa fizică este o măsură potrivită pentru copii. Și asta este un alt studiu. Că ruptă din rai? Exact. Bine spunea cineva mai de mult, dacă bătaie în ruptă din rai, e cu dacă, uh-huh, atunci îmi închipui cum arată raiul. Uh-huh. Da, și e îngrozitor acel loc din care suntem, dar practic va dura foarte multe generații până când să scoatem acest lucru din identitatea noastră până la urmă. Dacă asta a fost o măsură care a fost aplicată pentru atâtea generații, e firesc ca părinții de acum să se simtă confuzați de situația asta. Cum se face că ceea ce a folosit pentru mine, până și bătaia, așa, oare de ce nu mai folosește uite pentru copilul meu? Uite ce om a făcut din mine, exact. Mă bătea cu cureaua, dar până la urmă, uh-huh, până la urmă, iată că și, am înțeles. Și iată că cum putem să vedem că chiar această declarație trădează, practic, un comportament nepotrivit avut în trecut, de către părinți, de către societate și așa mai departe, care acum este valorizat și cred că datorită acestui lucru. Există și altele, asta exact, e calea. Exact, și pe de altă parte, ei își desconsideră valoarea personală, că fiecare învață din trecutul său și pot să ajungă oamenii împliniți cu succes, așa chiar dacă nu au avut o copilărie poate sau o tinerețe foarte pașnică, să zicem așa. Însă a face legătura între bătăile primite și succesul din ziua de astăzi s-ar putea să fie o viziune foarte limitată. Mă întorc puțin la de ce anume acești agresori ajung să fie agresori. Au exemple, poate așa cum am zis, în comunitate, în familie și ceea ce văd în mediul online și televizor. Și consideră aceste exemple, că pot fi și exemple negative, ele percep ca pe niște lucruri extrem de pozitive care îi pot ridica în sânul comunității, uh-huh, lor. Exact.
sau familie și așa mai departe? Copilul are nevoie de conectare emoțională, mai mult decât are nevoie de orice. Și dacă nu reușesc să primească această conectare emoțională cu familia lui, cu membrii clasei și așa mai departe, cu comportamente pozitive, și nu toți sunt făcuți ca să fie așa, la română și matematică, cele mai valorizate materii din programa școlară, ei bine, încep să găsească alte strategii. Să compenseze, mintea lor. Exact. Și, repet, când spunem a găsi alte strategii, mă refer la un proces inconștient. Nu stau ei acasă și să gândesc, aoleo, uite să vezi, nu iau note bune, ce-ar fi să-l bat pe cel mic din clasă și așa mai departe. Nu credem că acest lucru se întâmplă conștient, se întâmplă inconștient, pentru că este căutarea aceasta de a fi apropiat de alții. Așa că, la nivel de comunitate, la comunitate școlară, ce încurajăm noi este să creeze spațiu pentru astfel de discuții. Și un prim pas pe care l-am făcut în cadrul acestei mișcări de bullying, plecând de la studiul de anul trecut, corobora cu faptul că suntem membri în comitetul No Hate Speech România. Este o mișcare globală care vizează crearea de programe și inițiative împotriva discursului instigator la ură, care este din ce în ce mai popular. Așa, chiar mâine, în parteneria cu Ministerul Educației, vom lansa un concurs național, și anume Fără Ură cu Toleranță. Ei bine, creăm noi, prin etapele concursului, pe de o parte, o activitate la nivelul clasei. Și e foarte fain ce am schimbat de data aceasta în concurs, că nu mai ne adresăm doar unui grup mic de copii, ne adresăm întregii clase, pentru că dacă vrem o schimbare, trebuie să o facem cu toți deodată. Și sunt o comunitate, asta trebuie să înțeleagă, bănuiesc că ăsta e mesajul principal, da. Sunt o comunitate, ceea ce înseamnă toți din clasă sunt o comunitate. Exact. Nu este o comunitate plus unu, exact. Rău sau victimă. Și iată că creăm o conjunctură în așa fel încât, prin această prima etapă, să se discute despre bullying, punctând toate aceste trei aspecte. Copiii știu termenul? Mulți dintre ei, da, dar iarăși, fiind un termen din limba engleză, dar care nu de multe ori atrage atenția. Și ne creează nouă contextul pentru a spune care ar fi lucrurile care îl diferențiază, să spunem, de hărțuire. De ce îl folosim așa? Și ei sunt curioși, văd asta, numai că de multe ori nu știm că se cheamă bullying, cum spuneai și tu la începutul emisiunii. M-am uitat pe o statistică, dragi prieteni și Georgiana, o statistică făcută la nivelul întregii Europe, nu doar pentru România. Dacă e pentru România, probabil că te sperii, iar suntem rău în clasament, așa că hai să luăm la nivel de Europa. Un copil din 10 care este hărțuit în mod constant se lasă de școală, de tot, indiferent de ceea ce părinții consideră sau încearcă să ajute și așa mai departe. Nu se mai duce. Îl duce cu forța la școală, stă o oră și fuge. Uh-huh. Și nu mai merge la școală. Deci el își găsește această formă de supraviețuire totală. Uh-huh. Pur și simplu se extrage cu totul din acea comunitate, fuge mâncând pământul de ăia răi. Ceea ce este o pierdere firește pentru familie, pentru copii pentru și așa tot. Mai departe. Lucrurile acestea, dacă ajung, cred eu, în acest stadiu, se pot repara mult mai greu sau chiar deloc față de toate aceste lucruri foarte frumoase pe care voi le faceți. Și merită să facem diferența între ceea ce putem să facem în momentul în care se întâmplă, dar totodată avem și responsabilitatea de a măsura acest impact. Să vedem în ce fel lucrurile respective se transformă. Pentru că acum arată la o anumită vârstă, arată sub formă de bătaie, că asta are mititelul. Are pumnul la dispoziție, lovește pe celălalt și atât. Să știți apoi că fetele nu sunt scutite așa de este. Acest lucru. Noi am vorbit și cumva, uite, m-am gândit acum, să nu se subînțeleagă sau înțeleagă faptul că bullying-ul este făcut de niște băieți puternici răi care bat pe băieții sau fetele care sunt mai pirpirii. Nu. Uh-huh. În Occident, bully este acel bătăuș, cel care terorizează, iar fetele rele se numesc, atenție, fetelor, plastics. Uh-huh. Așa se cheamă. Vă place termenul acesta? Plastics. Sunt plastics girls, foarte drăguțe, în prim plan, care merg în față, mai sunt eventual și majorete, după care, tot statistic, se încheie școala generală sau liceul, și una din, nu din 10, ci una din 1000 reușește cu adevărat să facă ceva important în viață. Restul se pierd, pentru că această construcție pe bază de forță este una falsă. Nu ține în timp, se duce. Și putem să facem diferența între forță și puterea pe care o deții. Forța, la un moment dat, o să cedeze. Se duce. Dar pe de altă parte poate să aibă foarte multe efecte. Și fenomenul acela de forță, să nu uităm că suntem încă
ne este în continuare greu ca și societate să vorbim despre problemele noastre, să vorbim despre lucrurile care nu sunt ok și care... Dar lucrurile se pare că se schimbă și mă bucură ceea ce văd la nivel național. Pe de o parte că, că oamenii sunt într-o formă sau alta unii și sunt dispuși să spună ce nu le place, fie că sunt de o parte sau de alta, a punctului de vedere care acum se este întreg dizbătut. Ce vreau să punctez este că dacă la început, la o anumită vârstă, lucrurile astea sunt clare și vezi că așa se întâmplă, ăsta este procesul psihologic sau ce se întâmplă la nivel social, e bine, ulterior, nu mai putem să păstrăm o evidență foarte clară de unde a pornit. Pentru că acest se proces se stratifică și practic poate să se întâmple același fenomen, același proces, dar păstrând un fel de diplomație asupra lucrurilor respective și practic... Mai avem nevoie de emisiuni, Georgiana, să știe în mod evident. Rapid, de tot s-a încheiat această oră, câteva minute până la știri. Mii de mulțumiri. Și eu îți mulțumesc foarte mult, Răzvan. Mulțumesc și Cristinei. Cu mare drag. Și să nu uitați, nu e o concluzie, dar mie așa mi s-a întâmplat întotdeauna și am văzut că și altora. Răutatea aceasta în școli, în viață, în liceu, are un sinonim. Se numește bumerang. La un moment dat vine înapoi și ți se sparge în cap rău de tot când ți-e lumea mai dragă. Și nu odată, ci de mai multe ori. Dacă-mi permis să spun și site-ul. Da, te rog, da? Te rog. Așadar, concursul pe care menționam este unul destul de vast, care credem noi că o să invite la o schimbare micuță, să zicem un vulgăre așa, în comunitățile în care va fi implementat. Așa că lansarea va fi mâine pe site-ul www.oradenet.ro și pe pagina Oradenet, pagina de Facebook, Oradenet sau sigur pe net. Să mai vii. Vin cu drag. O zi minunată, la revedere. Mulțumesc mult, Răzvan. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.